Bună tuturor! În acest videoclip vreau să vă prezint două jurnale de pe librăria Maranata.ro, acestea două, care sunt spiralate, au o copertă groasă și pe pagina fiecăruia este imprimat câte un verset. Un jurnal este un mod excelent de evaluare și examinare a vieții personale și de rugăciune care ne ajută să ne disciplinăm. Viața noastră este aglomerată și agitată și ne face adesea să uităm lucruri care este cu adevărat important, relația noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. Scrisul într-un jurnal ne ajută ca să ne concentrăm și să rămânem în comunicare cu Dumnezeu. Jurnale pot fi făcute cadou atât unei fete cât și unui băiat, dar și tu poți să-ți notezi în ele pentru a-ți organiza mai bine timpul de rugăciune. Chiar dacă nu se notezi zilnic, este un mod ideal pentru a crește spiritual, pentru a descoperi puterea rugăciunii, pentru a vedea mult mai clar momentele tale de ascensiune sau de cădere spirituală, frământările și luptele prin care Dumnezeu te-a trecut biruitor. Este un moment ideal pentru a reflecta asupra sufletului și a comunica cu Dumnezeu. Să-ți notezi în ele cerile tale, fiecare dintre noi avem cereri înaintea Domnului și pentru a nu le uita este bine să ai evidența lor. Rugăciuni pentru oamenii din jur, poți să-ți faci o listă cu toți oamenii pentru care te rogi și nevoile lor. Răspunsul la rugăciune, Dumnezeu întotdeauna are răspuns la fiecare rugăciune a noastră, la timpul hotărât de El. Notându-le vei putea observa cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața ta și ce ai făcut în timpul de așteptare. Verset, poți să-ți notezi un verset care vrei să-l memorezi sau prin care Domnul ți-a vorbit. Tot felul de cereri și rugăciuni, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în epistola către Efeseni 6:18. Anumite gânduri, meditații sau experiențe cu Dumnezeu, la fel cum spune în Psalmul 76:12, voi cugeta la lucrările tale, la faptele tale mă voi gândi. Îndemnuri, învățături, porunci, făcăduințe sau chiar sfaturile celor din jur care te-au mișcat. Am început să scriu și eu rugăciunile și experiențele mele cu Dumnezeu într-un astfel de jurnal mai mulți ani în urmă și este interesant să răsfoiesc astăzi, să văd modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum a răspuns ieri cerurilor mele. Aveți încă un jurnal de rugăciune, vă încurajez să începeți unul. Puteți accesa librăria maranata.ro pentru a vă alege preferatul și pentru a vedea mai multe modele. Fiți binecuvântați!